Începând cu data de 5 mai, au fost reinstituite restricții de circulație pe autostrada Soarelui pentru continuarea lucrărilor de reparații la sistemul rutier. Astfel, traficul este deviat de pe sensul Constanța-București, pe sensul București-Constanța, unde se desfășoară în ambele sensuri pe câte o bandă de mers, pe sectorul cuprins între kilometrul 71 plus 500 și 64 plus 700, lehliu Drajna Nouă, în județul Călăraș. Pe sectorul unde se face devierea traficului, viteza de circulație este restricționată la 40 de km pe oră, iar pe sensul București-Constanța, unde temporar circulația se desfășoară în ambele sensuri, viteza de deplasare este restricționată la 60 de km pe oră. Șoferii sunt rugați să circule cu atenție și prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară.